Bună seara, Anatol! Toli, este? Este, dar poate să-l chemăm în drum o leacă! Încă o dată! Hai încă o dată! Tolia! Da, ui, nu vă uita! Ce mesaj poate să dea aceste trei? Dorm. Numai eu n-are somn, că Dora face samagon. Dă-l în măsa, cu urmă și de oaia, hai, de oaia. Mergi mai departe. Doamnelor și domnilor, vă, dragii mei telespectatori, am să vă rog foarte mult, luați-vă o cănuță cu apă. Ar trebui să aveți nevoie de ea, pentru că urmează momente incendiare în această zi de iarnă. Avem un invitat cu totul special, care a mai fost la noi în emisiune. Și da, a fost, vă dau un mic indiciu, a fost cu ciorapii. Da, ne-am înțeles, ca să nu dau foarte mult detalii despre asta. Toli Druga, bună seara! Bună seara, Anatol, dar privit, la școală, de unde vii? Eu vin de la profesorul meu, de... Profesor de ce? De toate nebunile. Profesor de toate nebunile, doamne, dar... Pui într-o grup sacul acolo, două secunde, Anatol, eu trebuie să recunosc că ai o formă destul de frumoasă, poți să faci flotări? Pot, dar nu vreau. Dar dacă facem împreună? Împreună facem. Hai, două, trei, să vedem ce ne face mai mult. Stai, leac să mă deschei aici. Stai. Pentru că eu trebuie să recunosc, chiar dacă sunt femeie, vreau să am așa, fix așa formă. Așa este. Așa este. Oprim pântul. Așa, este. Hai, Anatol. Așa, tu un pumn? Mai se vede că e bărbat adevărat. Mai eu un pumn n-am spus. Două, trei și... Bună seara, Anatol. Bună seara, Anatol. Suntem la Crăciun de grabă, nu la... Așa, cum viați? Dar te ieși mai... Stai două secunde. Bă, dați-mi voie să am interviu cu omul ăsta. Stai... Nu... Și ai obosit să și... Eu văd că ai pânci, vreau să dau jos. Vine cu așa. Deci, așa-ți cu minte că eu-ți flămândă. Anatol, te rog. Hai, vine cu așa la mine. Este. Așa. Bună seara, Anatol. Bună. Cum succesele? Cum le împingi, așa sunt. Des le împingi? Depinde unde și când și cu cine. Dar cea mai des împingi tu sau puțin te împinge? Singur, nu știu, dar sprinește. Faci cu mâna ta, da? Sprinește bine. Asta e bun, așa. Câte flotări poți? Două. Uf, doamne, gata. Bună seara, Anatol. Relaxează-te. Eu fac sport și mi-am spus că după asta trebuie să ne relaxăm. Să înțeleg că eu trebuie să șterg podele pe aici. Dar eu doar, cum crezi, pentru ce te-ai chemat eu? Zic, măi, s-o farmat, mă puțin, dă să-l chemea, tot să mă ajute. Mă bucur faptul că avem un mop la dublu. La țară. La dublu. Un mop la dublu? Eu-s bățul și tu ești mopul, sau invers? Dublu mop. Mai știi, eu deseori văd postări cu tine, ești tu sexy, frumos, zic, trebuie să te provoc la podele, cu mine stai să discutăm. Da. Așa. Dar de ce răsufle, mă, și așa greu? Da, păi, eu n-am vârstă, cât ani ai tu? Singur, nu știu. Ia ca să rămân cu noi, eu ies sânge, dar din... Nu, că nu știi, nu știi nici tu să faci flotări, dar așa zic, mă filmează, dă să arăt că pot. Păi, băi, pune ceva moale pe aici, pe zona ta. Oi, Tolicica, tu țăpca asta nu aveai, de unde-i luat-o? Sunt și oameni care te iubesc în viața asta. De la Moscova? Nu, Olanda. Din Olanda, e aur sau e păzălocină? Singur nu știu. La mine Iura se pricepe, unde Iura se duc să vadă? Iura, vine cu a două secunde la mine. Stai o secundă, nu te temi. Eu, la mine Iura se pricepe. Și la mine ai dinți, doi dinți din aur. Iuruța, na, du-și la lombard. 2000 de lei trebuie să-mi muști un dinte. Hai, gata, bună seara. Da, ajungi 2000, hai, ridic. Dar poți stai așa, doamne, și ce peizaj. Așa, ce ai în rucsac, Anatol? Hei. Nu, pe bune, de unde vii? Tu, de fapt, știi că vii la emisiune destul de cochetă. Te-am luat așa prin surprindere, am făcut un pic de sport. Dacă sex nu faci niciodată și nici să dai Dumnezeu, nu? Sex. Asta ce înseamnă? Un fel de chex? Ei, nu, chex din prune. Prune uscate. Ce ai tu în rucsac, pe bune? Am multe. Ce are un artist al showbizului autohton în rucsac? Are un cadou pentru... Dar el tot timpul vine cu cadouri. Prima dată a venit cu lapte de și... De ptici în Malaco.
Auzi, pticii, hulubați, pticii. Da, două secunde. Nu, stai, nu, eu nu, nu servesc. Stai un pic, șoran, să-ți dau un pic de vinișor. Hai și sănătos și voinic. Dar când duci la distracții, la evenimente, cu ce te alimentezi? Cu voie bună și distracții și numai nu alcool. Numai nu, tu ești stop alcool. Ce-ți fac eu cu ăsta? Da, și dacă suntem la volan, oricum un mesaj trebuie să dăm la oamenii care nu interacționează cu alcoolul. Da, imaginează-ți că ești la volan și ai un mesaj pentru toți fanii tăi și ești cu paharul în mână. Dar nu mi-imaginez, dar îmi trebuie apă, că eu am apă aici. Ai apă? Măi, nu, la apă faci broaște în pânci, lasă apa pe urmă să o consumăm. Bun, hai așa. E foarte mult uscătură, dar numai nu pot să beau șampuni. Hai mai dă gluma asta când eram eu fată mare, virgină. Dar nu știu ce să faci. Și cadou mi-a adus, hai repede, că până azi vii în Moscou și un Anatol să-i dă să vină lângă tine. Și Doamne, cum poate Anatol să vii cu un cadou și nu vii cu o pungă cu calendar? Punga care îl reprezintă 100%, bună seara! Da, pe mine mă reprezintă, ia uitează, după cum e bunica Dora, așa e și parfumul. Cristian Dior Maldavski. La mama lui. Și cu gust de lămâie, știi? Singur, nu știu, dar... Fac limonadă. Mai am o întrebare, bunica Dora, iubești să pescuiască sau nu? Uai, stai, uleac, stai, uleac, stai, 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 Iuruța! Iurucica, pui, eu vine cu așa aici. Așa, stai în fotoliu. Vin la mine cu așa. Iura, vine aici. Stai aici. Treci acolo, ați spus. Așa este în fotoliu, că eu, dacă tot e troiune, două secunde, așa. Așa? Filmați-mi, vă rog, să mă... mulțumesc. Oh. Ua! Ua! Mi-aduc aminte tinerieta. Ah! Ua! 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 Și Iura. Ok. Ui, ui. Gata, fiu gabos. Ia că el e soțul meu. Am înțeles deja. Ai înțeles. Ua, leu și digiri. Ua! Mi-a ieșit, mi-ai făcut dezinfecții pe dinăuntru. Am să râg ea primăvară. Și îmi floresc florișelile și asângii și bradul. Am înțeles. Hai, trăi noi. Dar Iura nu-i gelos soțul când faci curte la alți bărbați? Nu, Iura știe. Eu i-am zis, Iura, dacă vrei, eu... Mă accept, da? Accept și cadourile din alt... Și... Da, Iura a dat niște apă. Uai, bă, mai departe. Mai departe. Ai alt cadou și numai... Nu, dar am întrebat, iubește bunica Dora să pescuiască sau nu? Nu, bunica Dora iubește să o pescuiască, nu să pescuiască. Să o pescuiască. Dar bineînțeles, dă Iura apă, canțelia și-n Iura! Omul ăsta trebuie să pui capac, tu nu observi! Eu nu stroi noi! Hai mai nici câte mare, chiar mi-e rău, Iurăcica! Șoc și merge! Doamne firește! Hai, bun, am înțeles. Spune-ți, vii Iura, cu apă, dă-i, spune-mi mai departe ce avem noi acolo. Nu, Doamne, este moș Crăciun în întreaga lume și este moș Tolea în Republica Moldova. Eu sunt moș Bau-Bau. Wow, răutați? Yeah. Moșul Bau-Bau, am înțeles. Mai, slava Domnului! Scuzați-mă să dă pe... Da. Cadouul ăsta nu ți-l mai dau dacă nu iubesc, pescuiește, iubesc, clar. Cum nu iubesc? Eu malul rău, toată viața, prima mea profesie a fost pescuitul. Atunci când duci la pește, dar în primăvară să meargă chestia asta. Da. Trebuie să ai râmi groasă. Așa, am o râmă bunișoară. Ăștia să-i îmbraci. Așa. Și când îi îmbraci, când simți că râma... Îi trasă de undeva. Așa. Atunci faci ștuliop. Și tragi nici o problemă. Nebuniile astea. Nici o problemă. Vezi că au și frână. Dar astea, măi, ăștia nu se vadă chiar monița. Ia, dar uite de când îți iei păstrat. Nu-i să vadă Sneguricica. Ia, pametnichii. Pa, ia uite, dar tu măi și... De unde iei tu cadouri? Am eu de saga miecul. Ai o colecție. Am eu... Ei, măi, și să faci. Am o iarnă, tu știi și de gine asta. Ui, măi, nu vă uitați! Doamne, de sexy! Mulțumesc, Anatol. Bun, am înțeles de cadouri, dar oricum nu scapi de... Nu scap, normal. De videoclip. Normal. Ai scos un videoclip nou, despre ce e? E despre ce se întâmplă la noi în țară. Ce se întâmplă la noi în țară? Se întâmplă haos și nedreptate și toate feluri de chestiuți.
Nepoții lui... Dar nu știu dacă aș putea să fac politică. Emisiunea asta nu știu dacă... Da, poți, poți face politică. Spune, spune, da. Spune. Dar nici nu prea aș vrea să menționez numele la personajele astea, că nu merit. Dar, bun, din oameni de politică, acum nu facem politică, da? Fii, ești un muritor din rând, ca și mine, of. Da. Care politician îți place cel mai tare? Este o chestiune la noi în țară care multă lume se confruntă cu nebunia asta. Da, ok, ia să vedem. L-am invitat pe domnul Andrei Năstasă, cu toate că ba nu are timp, ba nu mai putut răspunde. Unde l-ai invitat? Se filmează în clip la tine? Nu. Acum e pe bune, chiar e pe bune. Multă lume are probleme cu chestia asta care eu vreau să o prezint, da? Da, prezint. Avem asociații care sunt intermediare în Republica Moldova și am vrut să vorbim. Toți politicienii ies la televiziune, vorbesc despre una, despre alta, că acela e hoț, acela... Băi, dar nimeni nu vorbește de să susțină producătorul autohton. În primul rând. Și într-a doilea rând, să lichidăm, să votez în Parlament, să lichidăm lichiile astea care cheltuieli de exploatare, alte servicii, eu sunt sătul de plătit niște tâmpenii care nici ei nu le pot justifica. Dar și plătești tu și nu... Ia uitați-vă, cheltuieli de exploatare, așa, alte servicii, astea sunt niște aiureli care sunt implementate pe bandă rulantă. Și tu de asta nu poți dormi noaptea, să înțeleg? Am vrut să vorbim despre chestia asta. Cine are de gând, sau Ion Șeban, cum îi spune lui, cine are de gând în viața asta să elimine toți intermediarii ăștia, care cineva le ține crâșa și plăti? Să înțeleg că în clipul care urmează tu ai vrut să te revolți, să anunți servicii comunale. Nu numai pe servicii, dar nu servicii comunale, dar am descris un pic și viața mea acolo, unde mai plec uneori de acasă, ta-ta-ta-ta, să mai cânt la anunț. Este, aici avem clipul și pe, o să-l avem așa. Dar văzând împușcături nepoței lui Dodo, nu știu cine era băițelul, ce era, am zis că cam exact se întâmplă și aici am redat eu un pamflet ăsta. Să înțeleg că acest pamflet este, nu-i videoclip de artist, e pamflet despre nepoței lui Dodon. Și nepoței și despre viața luxoasă care duc unele personaje tineri. Ok, am care, înțeles. În loc să fie exemple, ei sunt anti-exemple, care trag din pistoale, poac, și okay. Merg la volan cu viteză excesivă. Ok, am înțeles. Deci, tu ai fost cumva nepoțelul lui Dodon, dar vaca, cine a jucat vaca respectivă? Vaca o acceptat să filmeze în clip? Normal. Tocmașă vacă, o rămas șocată. Ce dar cum o cheamă, să tu nu știi? Acolo are numele. A, da, are numele. Negruța. Negruța, de la Negureni. De la Negureni, am înțeles, este. Așa. Și care a fost împușcătura, logica între împușcătura lui nepoțelul lui Dodon sau nu știu cui și cu vaca Negruța? Încă o dată. Hai încă o dată. Deci tu ai spus că acest pamflet este despre o realitate din Moldova, despre nepoțul lui Dodon care împușcă. Care nu mai pot de Hărașo. Ok, dar vaca asta și jinovat, e că ți-ai bătut joc, din asta ai pus-o în clip. Nu, văcuța este un animăluț sfânt, da? Numai nu Moldova, așa. Ce Moldova? Numai nu Moldova. Tu n-auzi ghine? Cum nu Moldova? În Moldova și peste tot. E văcuță... Deci vaca în Moldova este animal care ne hrănești și o tăiem și o mâncăm. Și din chelii facem nu știu ce. Dar în China este animal sfânt. Știi de asta? Dar la noi nu e sfânt. La noi e sfântul numai eu. La noi e sfânt porcul. În India, unde mai e? În India. În e India, sfânt la... porcul pentru că... Porcul e sfânt, da? Pentru că avem la conducere și avem? Nu știu, spune tu că eu am tot spus-o. Am tot spus-o. Da, Dumnezeu cu alegerile astea și cu toate situațiile astea, că noi ieșim ca nebunii în turmă și votăm și ei oricum fac niște șuri-muri machinații și tot ei. Despre videoclip, hai să un pic să ne mai axăm în videoclipul respectiv pe care l-ai făcut. Fata și era și o fetiță acolo, sexualnă, da. Care mulge din țâță și fășeie acolo, că n-am înțeles, cu lapte. Acolo era vecina care visați la un prinț călare pe cal rozov sau albastru. Așa, și el nu a venit. Deci, un mesaj a clipului, care este? Că, în primul rând, și fetele care se duc din sate, vin la oraș, uită de unde au plecat și înapoi, iar băiței ăștia de bani gata le iau și le camuflează prin niște coșoabe de astea și fac și vor. Ok, dar fete, de unde ai găsit fetele astea? Că vaca înțeleg că au acceptat din prima, că e vac și nasă, dar fetele cum au acceptat? Fetele au acceptat? Le-ai plătit sau... Fetele au acceptat? Sunt fane de atele, ele se mândresc, stau cu... Dar nu-i vorba în asta, că nici bunica Dora nu-i sfânt, în primul rând. Ok, fac și eu sex, e ceva normal. Oricum... Dacă mă filmez în ceva, mă filmez în ceva cât de cât, nu știu cum. Nu poți să faci ceva cu minte, pentru că cu mintele nu prinde la public. Dar tu faci tot fără minte.
tot cu minte. A, cu minte, adică nu cu minte din cap, dar cu... Cu mințel. A, cu mințel, adică, adică rău. Și ia uite ce imagine frumoasă acolo. Cum asta? Chiar nu e normal? Și normal asta, că fetelor... Cum le cheamă din sine? Cum, acolo nu e normal, dar și e normal. În ștrampe. Acolo sunt dezgulit fetele. Și ai ștrampurai, ștrampurai. Ștrampe, dar... Picioarele goale. Fetele astea nu le rușine să apară așa ca niște șandri. Dar nu e vorba de șandri, și e vorba de mesajul clar care l-am dat. Ce mesaj poate să dea aceste trei șandri care stau în pat, s-au trezit ca și cum ele au vrut un sex cu Toli Druga? Da, și cu Emilian Crețu. El nu era în clip, slava Domnului, că nu-i nebun slava să se bagi în clipul ăsta. Nu-i nebun, el e nebun să se bagi în platou. Ai adus o femeie în vârstă, ai adus o vacă. Care e femeie în vârstă? Doamna de acolo, e femeie în vârstă, din cât îmi dai eu seama. Care doamna în vârstă? Unde e doamna? El nici nu știe mai în clip și are. Șezi pe o prinscă cu o femeie, cu o doamnă. A, de bunicuța? A, păi nu-i doamnă în vârstă. E în vârstă. Ok, ce legătură are doamna în vârstă, vaca? Bunica îmi face un ghioc acolo, datorită ghiocului, fetele vin la ghioc. Așa, tu crezi în ghiocuri? Eu cred și în ghiocuri și în mai multe chestii, care sunt pozitive și negative și toate la un loc. Ok, dar crezi mai mult în chestiile pozitive sau negative? Uneori tu, de fapt, nevoie... ești un artist care aduce un mesaj sau care creează doar controverse? Și controversă și mesaj pentru persoanele care sunt cu bună gândire și pun minte la contribuție și conectează creierașul înainte de a vorbi ceva despre o persoană care creează ceva. Mm-hmm, ok. Tu ai creat acest videoclip, mesajul l-am înțeles. Pe fete cât l-ai plătit? E mai multifuncțional. Pe fete cât l-ai plătit? Pe fete? Pentru că când se filmează într-un videoclip, două secunde am sfinit de prochița, se face un buget, cât ai cheltuit pentru clipul ăsta? Căutați-le și vorbiți cu ele personal. Dar pentru și vorba, dar... A, pentru și. De atâta? De atâta, da. Să le căutăm. Deci fetele nu le-ai achitat. Vaca ai achitat-o? Vaca mănânc și acum. Să înțeleg, cumva ai făcut o faptă bună pentru stăpânii vașii. Am înțeles, este. Despre clip am înțeles. Dar e ca ce înseamnă lăturile astea? Lături? E că eu nu înțeleg mesajul. Asta e mesajul ăsta deja e despre persoane care... Zoofilii, fata face sex cu iepurașul. Am înțeles. Ok. Porcii sunt, dar lăturile și-s. Lăturile sunt zoițele pentru criticanții care critică destructiv, nu constructiv. Ok. Bun. Ok. Cum era programat, regia, spuneți-mi, vă rog, cum era programat, era astăzi să mergem la tine, să vedem acești dihori, dar tu nu-i ai, sau ne-ai dus din nas? Sunt. Păi, filmăm provocarea sau nu o filmăm, Tolia? Filmăm. O filmăm, slava Domnului, dragii mei, eu tare sper că după această discuție, că am înțeles că Anatol din start nu vroia să filmeze provocarea așa, bă, vroia, tu vrei să faci un fel de bal mascat? Îmi place chinul lumea. A, pe mine nu mă chinui deloc. Cum și Dora chinui personaje. Hai să dăm atunci provoc. Dragii mei, totuși, de unde ești? Din ce sat? Nemțeni. Din Nemțeni. Vreau să vă zic că echipa Dora Show în premieră ajunge în satul de baștine al lui Anatol. Toli Druga, așa cum îi spune fanii lui și antifanii lui. Mergem să-i vedem dihorii din Nemțeni. Iată cum ne întâlnești pe noi nemțeni, raionul Hâncești. Hânam, Dani Hânam. Eu m-am gătit azi, m-am gătit pentru că astăzi avem un superstar mai special care nu a putut să vină la noi în ospeție. Am venit noi la el, în raionul Hâncești, în satul Nemțeni, să vedem care este casa lui de baștină și cum a crescut și unde a crescut dumnealui. Dar Anatoli este... Este, dar poate să-l chemăm în drum o leacă. Tolea! Două secunde. Anatol nu este gata, dar noi suntem gata de el. Anatolie! Ai oaspiți! De mic copil aștept. Oaspiții? Am de lucru mult pe aici și a să vă pun la lucru. Tu pui domnișoarele la lucru? La mine dacă o domnișoară împășește pragul și eu nu pun la lucru, înseamnă că nu-i fată gospodină. Adică fata dacă nu face lucru, gospodină nu-i. Nu-i gospodină. Dar dacă fata nu-i gospodină, nu-i bună de măritat. Nu dacă vă plac urătenile astea, dar eu tare le iubesc. Când vin acasă, eu trebuie să le hrănesc. Ia uitați-vă câte zisătule, nici nu vor să mănânci. Cum arși? Ele au nevoie de o dietă specială, da? Nu-i dietă, ci e vorba că... Și deci trebuie să-i facem un pic și vegetarieni, ca dacă să-i dăm carnea să aibă gușă, ca președinții care sunt la ora actuală la conducere.
O gușiță ce e? Voluminoasă. Sexy. Sexy. Fă-l-o mama lor de spiriduș. Anatol, tu mie îmi spuneai că femeia trebuie să fie gospodină ca să fie îndeopt și femeie bună. Dar, în rest, care sunt calitățile pentru viitoarea ta soție? Care sunt calitățile? În primul rând, gelozia. Să dispară, că cu asta am probleme. Merg în urmă și umbra mea tot e geloasă pe mine. Te gelozează fiecare femeie? Dar nu fiecare, dar... cel puțin peste una. Dar tu le dai motive de gelozie? Păi nu știu, poate nu sunt eu așa de strașnic după cum le sunt năzare lor, dar se vede că e periculos ca o armă. Mă gelozează multe reprezentante sexului frumos. Care este înfățișarea perfectă pentru tine? Înfățișarea perfectă, nu știu cum aș putea să o întruchipez, dar oricum. Ar trebui să arate cât de cât normal, să nu aibă cochite lungi. Aha. Cochitele astea mă mântui la nebunie. Am înțeles. Da, de exemplu, când te duci într-o discotecă una alta, acolo îți place să vezi cochite una alta, dar asta e doar pentru distracții, cochitele. Noi am înțeles, dar fata ta trebuie modestă, gospodină și ascultătoare, corect? Știe găti mult feluri de mâncare. Tolică, te-am înțeles. Tu ai nevoie de o femeie care gătește bine, care e frumoasă, care e modestă. Așa, mulțumim foarte mult pentru că ne-a primit totuși Anatol. Din start el nu vroieșa. A vrut el să facă un fel de scandal, nu i s-a primit, dar ghine că am ajuns. Deci, cam suntem la sfârșitul emisiunii. Până a da... se vede chiloțelul care ni l-ai dat tu. Serioși frumos să vadă. Să vadă, da. Lingeria. Vreau să mulțumesc tare, tare mult, două secunde, partenerilor noștri, A Priori Wine. Vreau să mulțumesc Sebo, Anticus și Fotomania. Pentru voi am să cinstesc un piculeț de vin. Tu vin, nu bei, așa? Nu. Uite, Tolică, până o să trecem noi la karaoke, dacă tot ești la mine în emisiune, tu ai cântat karaoke, vreau să te provoc să cânti acum melodia din videoclip, live. Aici, pe canapea, fără band. Da, cât provocări am eu? Și acasă cu dihorașe și aici? Dar tu ai mai fost în emisiune, tu știi. Da, dar cât provocări eu trebuie? Două, gata. Două, și lângă două să mai nască vreo nu două. Nu mai sunt niciuna, acum scânt melodia un pic și atât. Tu ești interpretul, în primul rând pentru asta este venit un interpret. Să cânti live. Piesa care? Ionel, a ta din videoclip. Sau care vrei tu? Uite, tu ai alegerea să cânti și vrei tu. Piesa ta. Bandul. Alegi. Bandul. Eu să-mi vizit aici. Bandul. Alegi bandul. Dați-i microfonul, vă rog, la Anatol. Vino aici în față. Așa. Care-i piesa? Care-i piesa? Bandul. Bandul. Dați-i o piesă. Ceva... orice. El poate să cânte orice. Dați ceva. Constantine. Nu. Constantine. De tu în grădina lui Ion. În grădina lui Ion. Hai, în grădina lui Ion. Bravo, și-a mai tare bând, braț bândul. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai tu nu dormi, Ion. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai tu nu dormi, dorașo. În grădina lui Ion, toate păsările dorm, toate păsările dorm. Numai Ion n-are somn, că dora face samagon, că dora face samagon. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai tu nu dormi, Ion. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai tu nu ai mai somn. Așa! Așa, mulțumim foarte mult pentru acest reportaj frumos. Anatol, îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat să revii în studioul Dorei. Da, aici e tensiune. E tensiune. Pentru 2020 și planuri mai ai? Te bagi în politică sau nu? Nu, n-am treabă cu politica, că e mare acolo, nu mai spun cuvântul ăla. Dar pentru 2020, poate și până înainte de 2020, mai scoatem ceva, mai comențel, poate o piesă, italian, moldovan, o piesă, ceva. Știi italiana? Nu știu eu, dar știi o voce misterioasă care o să fie acolo. Ai să faci un duet cu cineva? Posibil. Cu cine? Am mai multe propuneri de colaborări. Nelly Ciobanu? Nu.
Nu. Natalia Barbu? Nu. Zinaida Julia? E o persoană care nu e în showbiz. A, nu este în showbiz. Asta cu duetul ceva în italian acolo. O italiancă, am înțeles. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Așteptăm în 2020 o melodie în italiană. Toli Druga, vă dorim o seară. Da, spune. Nu în italiană, în moldovenesc și italian. Sau românesc Dă-i de-l în măsa, că urmă aș ideaua aia. La revedere, la revedere, la revedere, dragi!